Da, ce faceți bandiților? Azi vă iau cu mine în căutarea hrâbilor de brad. Vizionare plăcută! Din nou suntem în căutarea hrâbilor de brad. Undeva într-o zonă așa mai deschisă, gen aici, avem două bucăți. Hai să vedem cum sunt făcute. Uite, una chiar jos. Destul de faină. Iar undeva în partea aia mai avem un hrib. Ăsta mult mai frumos. Tot într-o zonă mai deschisă, undeva jos, gen aici. Mai avem un hrib frumos care arată, uite, cam așa. Suntem pe lângă acel drumuț cu iarbă, de unde data trecută am luat hrib exact din locul acela. Deci în episodul trecut am luat doi hribi parcă din zona asta. Azi, în schimb, hai să vedem. Deci în zona asta, da, uite, avem una mai pitic așa. Și e rândul trecut am găsit tot mici în zona asta. Uite, dar undeva în partea asta, uite, avem ceva mai fain. Uite ce avem acolo. Ua, un asarub din păcate. Uite, tripleți. Bun. Aici suntem din nou în zona aia prin care tot zic că pe aici urc și acolo cobor. Unul trecut am găsit și aici jos. Azi, în schimb, nu am mai găsit nimic. Hai să mergem să vedem acolo la acel brad de unde tot timpul găseam. Dacă s-au mai făcut sau dacă nu s-au făcut. Deci cam asta e zona. Rândul trecut am găsit aici. Dar și în zona asta se fac, uite, avem una, mușchi. Nu e mare tare, dar e foarte faină. Uite. Hai să mergem să vedem și în zona asta. Deci în zona asta am găsit rândul trecut. Da, uite, avem una. Uite cât e de ascunsă. Da, deci două. De data asta, în loc așa mai deschis, gen acolo în față, mai avem încă un hrib. Nu-i mare tare, dar este foarte frumos. Uite. Asta are coada mai subțire. Undeva, gen acolo, lângă acel brad, mai avem încă un hrib. Uite, așa potrivit, nici mare tare, dar nici mic tare. Undeva în zona asta ce se vede, avem mai multe bucăți. Hai să vi le arăt. Avem un pui. Pe asta nu o să leau că e prea mic, undeva în partea asta. Încă una așa mai mică. O voi lăsa jos. Haide să ne mai uităm. Trebuie să mergeți foarte încet prin locuri așa, deoarece nu se văd. Uite, jos. Pe asta probabil cineva a călcat că a fost scos. Uite, în partea asta. Ia cât e de ascunsă. Încă una. Undeva în zona asta. Uite, încă o bucată.
Deci, au fost câteva, dar așa mai pitici. Tot în zona asta de unde am luat acești ribi, uite, m-am uitat mai bine și uite cât îți de ascuns, încă două bucăți. Una, asta blocul și jos a doua. Deci trebuie să ne uităm foarte atent. Uite, în zona asta, gen acolo și acolo, avem două bucăți făcute cam așa. Da, sunt faine. Una mai sus, uite, încă una. Două bucăți. Le voi lăsa momentan jos, mă întorc după ele. Hai să ne uităm prin jur să vedem dacă mai avem ceva sau dacă nu mai avem. Da, uite, acolo sus mai avem încă o bucată care arată. Uite cum arată. Destul de faină și asta. Hai să ne mai uităm și prin zona asta, tot timpul găseam. Da? Uite, gen acolo mai avem încă o bucată. Exact. Da, și asta e frumos. Uite. Fain. Aici am ajuns în acel loc cu feriga, care apare în multe filmări. Iar undeva jos avem ribi și aici, uite, unu. Dar undeva mai sus, uite, mai avem un pui. Pe asta nu-l mai iau că e prea mic. Voi lăsa și mă întorc peste câteva zile. Am intrat puțin într-o pădure, să vedem în interiorul pădurii dacă sunt. Am și găsit una, dar da, e destul de faină. Dar am vrut să vă zic că o să mă reîntorc înapoi în pădurea mai rară. Prin zona asta frumoasă cu mușchi am mai găsit două, trei bucăți pe care nu le-am filmat. Uite, sus, mai avem încă o bucată. Hai să vedeți cam cum se fac. Doar pălăria se vede și e destul de fain, uite. Pe lângă această cărare, haideți să vedeți, gen undeva acolo jos, avem un hrib. Asta arată foarte fain. Uite ce culoare are pe din afară. Da, foarte fain, uite. Zici că e brumată. Aici din nou avem o cărare, iar lângă ea, gen acolo, avem trei hribi. Trei hribi, dar mai mici. Să vedeți cum arată, uite, 1, 2, și 3. Desigur, mai avem unul, uite, acolo, ascuns, dar pe la las, că nu-i mic. Și ăștia sunt destul de mici. Ce locuri frumoase. Deci, toamna târziu, așa găsim. Exact un loc deschis. Hai să vedeți, în partea asta avem un picior de hrib. Uite. Vedeți cum arată. Bun, uite, în zona avem un hrib și în partea asta mai avem o coadă, vedeți? Ceva animal a mâncat pălăria, a rămas doar cotorul.
De aici rezultă că nu contează cum scoatem hriba, fie prin răsucire, fie prin tăiere, deoarece în natură există și un lanț trofic unde animalele mănâncă pălăria și hribul oricum va rămâne, adică piciorul va rămâne în pământ și nu se întâmplă absolut nimic. Avantajul când scoatem hriba prin răsucire, uite că aici avem una, avantajul este că odată ce locul este astupat, micelul se regenerează mai repede. În cazul ăsta va trebui să așteptăm până când piciorul va putrezi, până când micelul se regenerează, deci procesul este puțin îngreunat, dar nu se întâmplă absolut nimic. Uite, jos mai avem un compui pe care îl las. Drept în față mai avem un hrib. Ăsta e destul de fain. Adică fain. Fain. Decide voi dacă e fain. Uite. Mai puțin să-l scoatem. Deci, este fain. Foarte fain. Uite, în zona asta, chiar jos, avem un pui. Doi. Și în partea asta avem un pui puțin mai mare. Pe asta o să-l iau. Pe celelalte nu. Uite. În zona asta, drept în față, mai avem încă o bucată, dar se vede foarte greu. Hai să vedem cum arată. Uite cât e de ascunsă. Acum se vede mai bine. Un pui dolofan. Uite ce coadă groasă are. Ce frumoasă este zona. Iar aici, chiar jos, avem din nou un hrib care arată, uite, foarte faină. Uite, prin zona asta, gen acolo, avem un hrib foarte fain. Cred că e cel mai fain. Adică nu știu, dar e foarte fain. Hai să vedem cum arată, uite, făcut în iarba. Da, super, super hrib. Undeva drept în față mai avem două bucăți. Hai să vedem, să vedem, uite acolo, pe ambele, de fapt sunt trei. Una fi mai mică. Uite, una. Lângă ea mai avem încă o bucată. Două și una puțin mai frumoasă la distanță foarte mică. Deci trei. Undeva în zona asta, drept în față, din nou avem o bucată făcută în afiniș cu mușchi, gen aici jos. Da, frumușică, uite la ea. Prin zona asta, din nou bucată, de lângă această cărare. Desigur, mai pitică, dar faină. Uite la ea. Și nu am luat-o bine pe asta, că mai în față, tot pe lângă acea cărare, mai aveam una pe care nu am văzut-o. Asta fiind mai frumoasă de data asta. Da, mult mai faină. În zona asta, undeva drept în față acolo, avem un hrib mai frumos. Să vedeți cum arată. Uite. E făcut la finish cu mușchi.
și arată cam așa. Faină. Undeva în zona asta, lângă acel brad, acolo jos, mai avem un hrib. Un hrib care arată, uite, arată așa, are undeva deasupra, mai avem un pui pe care am călcat când am coborât acum ca să iau primul hrib. Așa că îl voi lua și pe ăsta, că oricum nu va mai crește, deoarece l-am mișcat. Cam așa arată zona în care mă aflu. Hai să vedeți pe marginea asta de pădure. Undeva în zona aia avem un hrib mai frumos. Uite, probabil se vede și pe filmare. Cam așa arată hribul, are o coadă foarte mare și uite, mai sus avem două amanita. Vedeți, astea nu au așa puncte multe din alea roșii, pot fi confundate. Iar lângă, încă un hrib, ăsta din păcate este foarte bătrân, așa că nu-l mai iau. În zona asta, uite, drept în față, avem doi hribi uriași. Uriași. Să vedeți cum sunt făcuți. Uite, unul foarte fain, al doilea puțin mai mic, dar are o coadă destul de grosolană. Uite, să vedem pe următorul. Al doilea, da. Asta e un hrib super. Prin zona asta, gen în spate la acel brăduț, mai avem doi hribi. Hai să vedem, să vedem. Uite, nu-s mari, dar vorba sunt hribi. Unul, în partea asta, la alta, mai avem una. Asta puțin mai pitica. Deci două. Undeva în zona asta mai avem un hrib. Hai să vedem. Uite, e făcut undeva în zona asta, la mușchi cu iarbă lată. De fapt, două bucăți. Uite. Una. Deci asta e prima bucată. Undeva acolo mai avem încă o bucată, încă un pui. Aici avem niște amanita muscaria. Ciuperci care sunt otrăvitoare. Aici mai avem încă una. Deci două bucăți. Și mai jos mai avem un pic. Am să vi-l arăt acum. Uite, una acolo. Aia e foarte faină. Și un pui puțin mai mic. Asta e puiul. Și asta e următoare. Deci în total 4 bucăți. Prin zona asta mai avem un hrib. Este făcut undeva în iarbă. În iarbă cu mușchi. Ăsta mai pitic, dar destul de fain. Și ultimul hrib cu care voi și încheia videoclipul de azi este făcut undeva tot în mușchi, în zona asta, și arată destul de fain. Uite. Un hrib frumos. P
până data viitoare, numai bine și nu uitați, fiți bandiți!